1938 până pe 26 noiembrie 1940, cu o seară înainte de a fi asasinat. Cartea a apărut la Editura Humanitas într-o ediție de colecție îngrijită de Andrei Pipidi, cu introducere și note de Andrei Pipidi. Vor vorbi despre această carte și îi invit în spațiul de laser pe profesorul Andrei Pipidi și pe Călor. Istoricii Ovidiu Cristea, directorul Institutului Nicolae Iorga al Academiei Române, și Andrei Timotin, directorul